fetiță de 10 ani a ajuns la spital după ce a făcut un trend pe TikTok. Minora are nevoie urgentă de operații estetice. Conform știrile canalde.ro, fata din Marea Britanie s-a ales cu răni destul de grave. Într-o noapte a mers în vizită la una dintre prietenele sale și cele două au petrecut împreună timp pe TikTok. Au văzut un videoclip și s-au hotărât să facă și ele același lucru. În videoclipul vizionat de ele, se prezenta un mod de a folosi spray-ul deodorant pentru a-ți răci mâinile și a le simți ca de gheață. Cea care a încercat prima dată a fost prietena fetiței în vârstă de doar 10 ani. Când a observat ce a pățit fiica lor, părinții au dus-o de urgență la spital. Cadrele medicale i-au anunțat că ar avea nevoie de operație estetică, deoarece rana cu care s-a ales se va vindeca foarte greu. Mama copilei, o femeie în vârstă de 39 de ani, a dezvăluit că fiica ei este un copil sensibil și că nu s-ar fi așteptat la un astfel de gest din partea ei, mai ales în condițiile în care mai tot timpul este un copil cu minte. S-a jucat cu un tub de deodorant, nu mi-a venit să cred când i-am văzut mâna, nu știam dacă să râd sau să plâng. Practic și-a provocat singură o degerătură. Prietena ei încercase prima, dar nu pentru la fel de mult timp, așa că i-a urmat exemplul. A fost un mare șoc, mai ales că este un copil sensibil. De obicei nu face probleme, nu trebuie să stai cu ochii pe ea mereu. Și-a pierdut pentru puțin timp simțul rațiunii, a povestit mama fetei potrivit aceleiași surse. Pentru ca efectul să fie mai intens, copila de 10 ani, spre deosebire de prietena ei, a pulverizat substanța mai multe secunde pe piele, până când nu a mai suportat, dorind să fie sigură, relatează știrile canalde.ro.